Furtunile de vară pot fi periculoase pentru oameni, mai ales dacă se află în preajma unui copac bătrân și uscat. Nu de puține ori, arborii vechi din oraș sau împrejurimi au căzut răpuși de rafalele de vânt puternic peste mașini, case sau fire de electricitate. De aceea, în ultima perioadă, autoritățile locale au încercat să toaleteze și să taie copacii care pot fi un real pericol pentru trecători și pentru bunurile oamenilor. Ultimul copac pus la pământ la sfârșitul săptămânii trecute a fost o salcie bătrână de aproape o jumătate de secol din curtea Colegiului Național Radu Negru. Din fericire, nimeni nu se afla în zonă atunci când imensul copac s-a prăbușit. Doar băncile care se aflau în preajma salciei au fost distruse. De aceea astăzi salcia a fost tăiată. În urma furtunii care a avut loc săptămâna trecută, salcia din curtea Colegiului Radu Negru s-a despicat în câteva părți și a căzut pe băncile care se găseau în jurul acesteia și datorită faptului că prezenta un pericol de accidentare pentru cei care se găseau prin curtea școlii sau elevii care veneau la alte activități în timpul perioadei de vară, am contactat o firmă specializată cât am decis să o putem tăia. După ce am realizat acest proces, după cum se vede, este foarte putre de la mijloc și deci exista un pericol real pentru accidente în curtea școlii. În locul arborilor bătrâni vor fi plantați puieți în curtea liceului Radu Negru.